În cadrul ședinței de Consiliu Local a municipiului Câmpina, care a avut loc în această săptămână, au fost înmânate 4 diplome de cetățeni de onoare. Este o ocazie fericită de a acorda diplome de cetățean de onoare unor locuitori care, într-adevăr, au avut contribuții deosebite la viața științifică, viața culturală a municipiului Câmpina. Cetățenii onorați astfel au primit distincția cu emoție. Sentimentele sunt de recunoștință pentru conducerea orașului, pentru faptul că apreciază calitatea de dascăl, care am avut-o timp de 35 de ani, și cea de scriitor, cu modestie spun acest lucru, și faptul că am contribuit la viața culturală a orașului încă din prima an când am venit în Gâmbina. De aia am o călduroasă mulțumire și respect față de Consiliu, față de cetățenii acestui oraș. Sentimente faste. Sunt foarte fericit și am spus și înăuntru, nu atât pentru ceea ce am primit eu acum, distincția aceasta, ci pentru cultura câmpineană, căreia din ce în ce văd că îi se acordă mai mare atenție. Îmi doresc să mențin acest prestigiu prin propria mea contribuție. Vă mulțumesc! Am primit o diplomă care era adresată dânsului, o diplomă care probabil trebuia să vină mult mai de mult, nu după 13 ani, dar, cum să spunem, niciodată nu-i târziu. Tot ce a făcut tatăl meu pentru medicină și pentru municipiul acestui oraș se datorează, în primul rând, muncii și perseverenței de a nu se lăsa învins de alte obstacole. Proiectul de hotărâre privind numirea celor 4 cetățeni de onoare a fost aprobat în ședința de Consiliu Local al municipiului Câmpina din luna mai a acestui an.